Dezbaterea publică sensurile unice pro sau contra, organizată de televiziunea Intermedia Suceava, a avut loc joi după amiază în sala multimedia a Muzeului de Istorie. Proiectul a fost prezentat de viceprimarul Lucian Harșovski. Sensul este simplu din punctul meu de vedere și tehnicul și noastră. De la intrare din municipiul Suceava, intrăm din municipiul Suceava spre spital, primăria municipiului Suceava, până la intersecția de la parcarea subterană și la intersecția cu strada peronală și cu Piața Mare. Acest sens pe trei benzi, respectiv pe două, cu o bandă de autobuz în sens invers și ne întoarcem pe la peronală și pe la Piața Mare, pe Vasile Alexandrii autogară, sensul giratorul de la Motel, urcăm Mărășești, ajungem la Catedrală și coborâm Bulevardul George Enescu până la intersecția cu Lidl și respectiv la stânga pe calea 8 și unde închidem bucla. Șeful Serviciului Poliției Rutiere, subcomisarul Daniel Șincari, a anunțat că va solicita primăriei Suceava să instaleze semafoare pentru toate trecerile de pietoni de pe viitoarele sensuri unice. Din experiența celorlalte municipii din țară, orice sens unic mărește viteza de deplasare a autovehiculelor, chiar dacă limita este de 50. Având în vedere acest aspect, traversarea străzii va fi foarte dificilă, pentru că sunt deja de traversat trei benzi de circulație. Avem probleme pe două benzi, iar în municipiul Suceava, una dintre principalele cauze în producerea accidentelor rutiere, rămâne neacordarea priorității pietonilor angajați regulamentare traversarea drumurilor public. Și de aceea, în cadrul acestui proiect, vom cere în mod expres semaforizarea tuturor trecerilor de pe pietoni, de pe sensuri unici. O veste bună a fost dată de prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicăi, care a anunțat că indicatorii tehnico-economici pentru șoseaua de centură se află pe ordinea de zi de vineri a ședinței de guvern. Avem o veste bună, mâine ședința la guvern, pe ordinea de zi se află proiectul de hotărâre de guvern pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru șoseaua de centură. Printre sucevenii care au fost prezenți la dezbatere, părerile au fost împărțite. Nu mi se pare normal să transformăm la Suceava cu un sens girator. Nu putem compara Suceava cu Brașov, nu putem compara Suceava cu Sibiu, cu Cluj, cu Timișoara. Două bulevarde mari și late. Două bulevarde. Și dumneavoastră trebuie să mai înțelegeți un lucru. Structura orașului nu permite sensurile astea. Noi nu avem străzi paralele. Într-adevăr, sensurile unice ar fi mai benefice de străzile micuțe dintre blocuri decât pe bulevarde. Dacă dumneavoastră ați avea de ajuns cu copilul la spital și ați fi în postura unui om care stă în Burdujeni, care este cea mai simplă rută? Una dintre problemele puse în discuție a fost traficul suplimentar generat de prezența autogării în centrul orașului. Trebuie interconectat transportul CFR cu transportul rutier, adică autogara nu trebuie să fie în centrul orașului, autogara trebuie să fie la gara, la Burdujeni. Dacă vrei să vii de la București să mergi la Pălticeni, să vii până cu trenul până la București și de acolo să iei autobuzul spre Pălticeni, să nu mai vii până în centrul orașului. În schimb, directorul TPL SA, Darie Romaniuc, a afirmat că decizia va duce la viteze de deplasare mai mari și confort sporit pentru mijloacele de transport în comun. Cred că prin implementarea acestui proiect, viteza în circulație a mașinilor va crește și atunci vom aduce un beneficiu călătorilor care folosesc transportul în comun. De acord cu sensurile unice, este și șeful Serviciului Județean de Ambulanță, doctorul Alexandru Lăzăreanu. Pe de altă parte, acesta a atras atenția cu privire la șoferii care încurcă ambulanțele, oprind neregulamentar pe strada scurtă. Acum trebuie să fie atent. Majoritatea sunt cu muzica la maxim în mașini și cu căști pe urechi și n-au nici siren, nu văd nici gerofa. Și atunci se întâmplă catastrofe. Sensurile unice au o logică a lor și banda de urgență care este folosită de mașinile de transport local și mașinile de intervenție, pompieri, poliție, salvare, cred că sunt niște lucruri foarte bune. În zona străzii scurte sunt trei instituții. Ambulanța, spital, patru. DSV-ul și DSB-ul. Acolo nu au unde parcați. Parchează, într-adevăr, cum spune doamna, pe trotuar.
Din foarte multe ori văd trotuarul blocat și oamenii trebuie să treacă pe stradă printre mașini. Acolo poliția locală, poliția rutieră ar trebui să treacă mai des, dar știți de ce nu trec? Sunt foarte buni cei de la poliție, care parchează aiurea acolo. Primarul Ion Lungu a menționat că investiția pentru realizarea sensurilor unice este de aproximativ 1 milion de lei, motiv pentru care decizia va fi luată după ce se va asigura că modificările vor duce la fluidizarea circulației. Indiferent ce statiu noi sunt specialiști sau și consilieri locali sau privat, nu putem să eliminăm problema voinței cetățenilor. Vreau să vă spun experiența mea personală. Astăzi, un număr mai mare de cetățeni nu vor aceste sensuri decât cei care vor. Dar, până la urmă, sigur de ce se decide, dar trebuie să nu cunoașteți de cauză. Dar nu pot fi la cetățenilor. Partea cea mai grea a acestui proiect este sala Petru Rareș. În zona Petru Rareș trebuie să facem totală structura străzii de acolo, dintre voi investiți la 10 miliarde de lei. Toate modificările care facem în traseu, 10 miliarde de lei. Bun, dacă ar fi așa, ne jucăm, azi dăm drumul la sens unic, mă dinează lucrurile nu merge. Hai că facem înapoi. Deci, trebuie să facem niște investiții cu 10 miliarde de lei, nu-i de joacă, tot în banul și ce de aceea trebuie să fim foarte chizuiți, foarte moderați, în spatele foarte binevenite, mulțumesc. O decizie definitivă ar putea fi luată în ședința de Consiliu Local de la sfârșitul acestei luni. Înregistrarea dezbaterii va fi difuzată miercuri la ora 17 la emisiunea Apel și joi de la ora 20 la emisiunea Ediție Specială.